Bună ziua! Astăzi am să fac o varză acră cu costiță. M-am adus aici Ingo o costiță așa, fumată. Dar de fapt am și ciolan. Și ciolanul o să-l pun mai târziu la fiert. Și asta e mâncarea lui Roberto preferată. De fapt și la Denisa îi place, dar Roberto o iubește. No. Și adevărul este că am vrut astăzi să încep cu mâncarea mai târziu, dar Roberto trebuie să meargă să-l ajute pe un prieten că se mută și trebuie să meargă să-l ajute pe un prieten. Și eu de fapt înainte de asta am cules butui, dar cine o să mă urmărească o să vadă că aceeași... În aceea zi am cules deja gutui, vreau să le fac mai departe, să le prepar mai departe, dar acum întrerup, fac varza, adică fac mâncarea și după aceea continuăm. Am fost și la lucru, deci astăzi n-am stat deloc. No. Varza mie mi se pare că e foarte acră. Am să o dau un pic așa în apă, deci eu o să o spăr puțin, cum se zice, că e foarte acră. Am pus ceapă la o ceapă mai mare, am pus la dinstuit să se dinstuie. Și rest vă arăt totul live. Sunt îmbrăcată un pic mai grosuț că încă n-am făcut foc aici și deja e un pic mai rece la noi, deja nu-i mai așa cald. Și încă mai este aici în bucătăria asta de vară afară. Bate puțin soarele, deci e luminat afară, dar totuși nu e mai așa cald. Să văd cum e acum. Mai binișor. Mie nu mă place așa acră. Mie m-ar place, de fapt, mie cum o place mie, e cu bucăți de ananas. Și cu sucul din ananas din doză, îl pun eu acolo și îl fierb. Dar nu le place la copiii mei, că zice că e prea dulce și nu vor. No. Apoi le fac lor că plac. Haideți să vă arăt cât gutui am strâns. Haideți să vă arăt recolta. Acum le spăl și le scot musteața aia și țâmburii. Dar vară și asta. Am pus ceapa la călii. Trebuie să avem grijă să nu se prindă, dar oricum asta e o oală ce e foarte, foarte bună. Asta nu prinde, deci chiar dacă eu vreau să prindă, ea nu prinde. E foarte bună oala asta. Nu știu cum o cheamă, dar e foarte bună. Într-adevăr, a fost puțin mai scumpă. Dar e foarte, foarte bună. Și am pus deja costița. Montați-o pe partea cealaltă. Nu trebuie neapărat să prăjească, doar puțin să călească așa. Pentru gust. Că costița asta oricum e pentru gust. Numai cu telefonul în mână, foarte greu fac eu ce fac aici. Acum pun puțină boia, dar nu multă, puțină. Asta e boia din România. Așa mi se mândră de ea, de boiaua mea. Nu știu, mami m-a trimis-o. Eu întotdeauna când mă duc în România, parcă uit să-mi cumpăr. Sau când îmi cumpăr, nu cumpăr așa mult, că zic că n-am nevoie așa mult. Și acum că o am aici, Doamne, atâta sunt eu de mândră de ea. Eu vă zic, cu o mână e cam greu. Așa. Acum punem varza. Mă pot să pornesc puțin mai tare cuptorul.
Vai, ce greu e cu o mână, deci nu vă puteți imagina cât e de greu. O să-i spun la mami să se filmeze și ea odată singură, să vadă cum e. Să duce oala. Na, ok, că n-am cum să filmez cu o mână. Așa, aici am apă și apa ce s-o stors după varză. Atât ajunge. Deci, să zic așa, o cană, cană jumate de apă. Dar vedeți câtă apă m-a ieșit, deci nu-i foarte multă. Așa, și acum cât pot amestec bine și adaug boabe de ienupă. Am dat pe Google și mi le-am tradus că n-am știut cum să numesc. Aici la noi le zice paholda bean, dar pe românește n-am știut și am dat pe Google Translator. Astea îmi plac foarte mult în varză, varză acră. Și la Mirela îi place. Ok, acum închid și amestec cu două mâini, pentru că cu o mână e foarte greu. Și pun câteva boabe de piper. Pun două foi de dafin și cimbru. Și amestecăm. Iarăși cu o mână. Da, închid să pot să amesteca lumea, că nu pot. Așa, acum am pus deja apa pentru cartof, să fac cartof pireu. Am să fac niște cartof pireu. La Robert îi place foarte mult, deci așa să mănânc aici cu cartof pireu și cu ciolan. Varză acră, cartof pireu și ciolan. Și costița aia am pus-o pentru gust. Că ciolanul, spun sincer, l-a adus singur gata prăjit, că iau cuptoare de alea mari acolo la el, la lucru, la Edeka, și mi l-a adus gata prăjit. No. Și asta e. Și acum facem cartofii pireu și să sperăm să nu trebuiască Robertul deja să plece, că am auzit acum o mașină. E un prieten de-a lui ce vrea să mute și Roberto vrea să-l ajute la să se mute, no. Să vedem. Sperăm să mai ajungă să mănânce. No. Apoi, eu cred că până curăț eu cartofii iarăși vă închid, că n-are rost. Acum, deci dacă după ce facem mâncarea, după ce fac eu mâncarea, o să fac Ingo cu mine împreună, deci o să facem împreună gileul ăla pentru gutui, ce vrem să facem gileu de gutui. Și o să vă mai facem astăzi încă o filmare, vreau să zic. No, și după aceea, cred că nu o să vă mai fac așa multe filmări, că după aia iarăși o să plec. Deci acum eu de fapt sunt concediu, iarăși am concediu și acum joi o să mă duc cu Ingol într-un oraș la Dortmund și după aceea aș vin acasă sâmbătă și o să mă duc la Mirela, cred că miercuri, dacă nu mint, miercuri am să mă duc la Mirela, așa că sunt plecată. Am concediu. Concediu peste concediu. Și na, le împart așa și cu, și cu Ingo, și cu copiii, și cu Mirela. Na, cum pot să fie pentru toți bine? Că și de ei mi dor. Mirela nu poate să vină că nu știe sigur că o ia la muncă. Nu o ia la muncă. Acum în 15 cred că o să aibă un răspuns. Na, și mă împart cum pot și o să fie și ziua a lui Noah
Și oricum vreau pentru ziua lui mă duc, deci asta e clar că pentru el mă duc, că vrem să-i tăie moțul la un an, să taie moțul. Și da, mă duc, Ingo nu poate să vină cu mine că nu are concediu, asta este. Are, acum are concediu, de joi are el concediu până luni, dar nu mai are în data de 21, că în data de 21 are, împlinește noua un an. Și atunci deja nu mai are ăsta Ingo concediu. Și asta e. Na. Cum putem și noi. Ok, acum nu vă mai țin atâta. Vă închid. Și atunci am să vă arăt când fac cartofi pireu și când e gata aproape varza. Deci varza o las așa cam 40 de minute, să zic așa, la fiert, la foc mic. Deci la foc mic, pentru că și să aveți grijă tot timpul să amestecați, că dacă nu se prinde. No. Că e puțină, am pus apă puțină, că ea trebuie să scadă toată apa, de fapt, pe ea. No. Ok, închid. Mă spăl, mă șterg pe mâini, ca să pot să închid. Și după aia vă mai arăt în continuare, imediat. Ok, așa, hai să arăt să Roberto, uitați, așa arată, deja e moale, e faină, e gata. Acum trebuie să o gust, că n-am gustat deloc și să văd ce mai are nevoie. Și eu gust sucul ăsta din ea, că îmi dau seama. Am necat. Mai are nevoie de toate. Eu pun zahăr, pentru că mi-e place puțin și dulceag. Cam așa o lingură jumate, o linguriță jumate. Puțină sare, că nu are destulă sare, dar puțin, nu mult. Deci eu am pus acum jumate de linguriță, dar dumneavoastră trebuie să gustați, pentru că varza... La fiecare cine face varză acră, e altfel, la alții mai sărată, la alții mai acră. Eu am spălat-o odată să nu fie așa acră. Deci trebuie să gustați și faceți după gust. Așa. Și am să pun puțin unt. Așa, o lingură de unt. Și după aia mai gust încă o dată. Deci, v-am zis că Ingo m-a adus ciolan de la el, de la lucru. Deja el e gata, prăjit tot, e gata. Le pun aici să se încălzească. Poate dau și puțin gust, ce știu eu, dar mai mult să se încălzească. No, și varza noastră e gata. Acum să fiarbă cartofii, fac pireu și atunci am gătat. Și vă invit la masă. Cartofii deja sunt fierți pentru cartofi pireu. Acum le străcor. Am făcut cantitate mare. Că la toți le place. La toți le place și o să-i ducă Ingo și la socrul meu. Și astăzi cred că o să avem și musafiri. Nu sunt foarte sigură. Dar nu. Și așa că am făcut cantitate mai mare ca să fiu sigură că ajunge la toată lumea. Deci, pun lapte. Cam 200 de miligrame de lapte, dar depinde câtă cantitate aveți dumneavoastră. Pentru că, cum am zis, eu am cantitate mare. Pun unt. Eu am pus o lingură mare de unt. Pun sare. Pun puțină vegeta, dar e vegeta de aia naturală, fără euri.
De fapt, nu mă place așa la gust, dar na, am luat și eu de asta fără euri. Și muscat de asta, nucușoară. Nucușoară mai pun. Așa îi place la Denisa cu nucușoară. Mai pun lapte, că nu ajunge laptele. Asta și depinde, cum zic, câtă cantitate, ce fel de cartofi aveți. Mie nu mai ajunge laptele, trebuie să mă aduc să mai aduc. E cantitate multă. Închid, mai aduc lapte și după aia pornesc din nou. Am adus altul lapte. Mai pun puțin. Așa. Deci asta trebuie să-l simțiți după mână. Nu știu să vă zic exact cât lapte, câtă cantitate. Să fie așa fain, cremos. Am mai adus și unt. Pentru că nu o ajuns cât am avut. Încă un vârf de cuțit de unt. No. Mai trebuie puțină sare. Cred că e bine. Ce să mai... Mai gust odată. E bine, puțin în ucușoară, mai pun și bine. Așa. Acum închid, mă duc și îl chem pe Ingo, că Ingo a venit de la lucru între timp, să vă fac o farfurie și suntem gata. Acum vă fac, nu o farfurie, vă fac o tavă.